Localnicii spun că podul este un real pericol pentru participanții la trafic, atât șoferi cât și pietoni, iar situația construcției ar putea fi mai gravă dacă autoritățile nu vor interveni prompt și eficient. Cum o să mă afecteze toată treaba asta? Păi, în primul rând, fiindcă nu vom mai putea circula pe ambele benzi. Și dacă nu va fi remediată, nu se va putea circula deloc pe zona Comarnic-Breaza. La a doua ieșire. O să trebuiască să ocoliți. Da, să zicem cam așa. Cam cât e ocolul ăsta așa? Păi cam vreo 15 km, dacă intrarea de la Câmpina. Da. E vechi? E cam vechi. Și acum a început să dărâme. Da, am văzut că a început să crepe pe jumate așa mereu. S-a făcut și o gaură acum, se vede. Da, da, da. Și ce o să faceți dacă îl închide? Ce părere aveți? Mai trebuia refăcut, nu mai trebuia? Păi eu știu, trebuia făcut. Trebuia făcut. Da. Dar mereu a venit acolo, a turnat acolo și mereu să macină. Conducerile primăriilor orașelor Prahovene, Comarnic și Breaza și-au unit eforturile pentru a rezolva problema podului avariat, care va fi expertizat de către o comisie formată din specialiști. L-am izolat pentru a asigura această zonă să nu cumva se întâmple vreun accident, să vină vreo mașină grea și să pice acolo. Este un pericol, sigur că, dar tocmai de-aia am izolat, pentru că oricând să poate veni o mașină grea, se întâmple să... Asta poate să ducă la pierderea unei vieți omenești. De când nu a fost reparat acest pod? Păi acest pod este construit prin 1983, din ce am înțeles. Nu cred că a avut vreo reparație până la momentul ăsta. A fost convocată comisia numită prin ordinul prefectului numărul 8 din 2015 pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice din ultima perioadă, din care au făcut parte reprezentanți din cadrul Consiliului Județean, ISU Prahova, IJC și SEGEA. Podul este important și pentru șoferii care tranzitează drumul național 1, care în desele momente în care pe șosea sunt coloane de mașini, ocolesc zona aglomerată prin această rută secundară prin orașul Breaza.